Membrii comisiilor implicate în acordarea licențelor cluburilor de Liga a doua au adoptat principiul ba licență, da licență. Au solicitat dreptul de a juca în eșalonul secund 29 de cluburi, printre care două care au evoluat în Liga 1, Universitatea Craiova și Victoria Brănești, și cele șase câștigătoare ale seriilor Liga a treia, care au promovat în Liga a doua. Comisia a acordat licență doar celor de la Chindia Târgoviște, iar în cazul celorlalte 28 a apreciat că nu întrunesc condițiile cerute pentru nivelul al doilea al fotbalului românesc. Dintre acestea, 27 s-au adresat Comisiei de Apel și au avut câștig de cauză, în vreme ce Gloria Buzău, Farul Constanța și Juventus București au pierdut și la apel. Aceste decizii sunt definitive și executorii pe plan intern, însă pot fi atacate la Tribunalul Arbitral. La Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne.